Federația Română de Handbal a dat publicității lotul de 22 de jucătoare convocat pentru această acțiune, toate din campionatul intern. Cele mai multe jucătoare provin de la SCM Râmnicu-Vâlcea și Corona Brașov, câte 5, în timp ce vicecampioana CSM București are convocate 4 handbaliste. Cea mai bună marcatoare a echipei Handbal Club Zalău a fost convocată la lotul național de către Thomas Ride pentru un stagiu de pregătire care va avea loc la Cluj-Napoca. Naționala feminină de handbal se va reuni în data de 18 noiembrie pentru abordarea campionatului mondial din Japonia, iar după vreo 3-4 zile de pregătire pe plan intern, delegația tricoloră va pleca spre Kumatomo. Până atunci, Thomas Ride și Costică Buceschi au mai fixat un stagiu de pregătire centralizat în perioada 20-23 octombrie. Cu această ocazie, antrenorii au convocat 22 de sportive, inclusiv aproape toate numele grele care probabil vor face deplasarea și la turneul final. Sorina Târcă, Bianca Bazaliu, Dana Abed-Kader, Sonia Seraficianu și Patricia Vizitiu sunt principalele noutăți pregătite de Thomas Ride și Costică Buceschi pentru ultimul turneu de pregătire al echipei naționale înaintea reunirii și plecării la campionatul mondial din Japonia. 47 de goluri a înscris Dana Abed-Kader în primele 6 etape din acest sezon al Ligii Florilor, dintre care 14 au fost marcate împotriva celor de la CSM București. Cu excepția poziției de extremă dreapta, selecționerii au avut în vedere cel puțin câte 3 soluții dintre toate celelalte posturi. Dintre fetele care vor fi prezente la stagiul de pregătire de la Cluj-Napoca, probabil că se va alege și lotul în proporție de peste 90% care va pleca în Japonia. Ultima convocare venită pe adresa clubului Handbal Club Zalău din partea Federației Române de Handbal pentru Naționala de Senioare a fost în luna martie acestui an, pentru portarul Paula Teodorescu, dar tehnicianul Gheorghe Tadic a refuzat convocarea acesteia, având în vedere că era chemată ca al treilea portar.